Până la data de 7 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.109.076 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.059.637 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,75. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 188.711, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimile 24 de ore sunt București cu 314 cazuri, urmat de Timiș, Constanța, Satu Mare, Suceava, iar la celălalt pol cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Covasna, Harghita și Tulcea. Până astăzi, 34.762 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 6-7 septembrie 2021, până la ora 10, au fost raportate de către INSP 48 de decese, 23 femei și 25 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 48 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, un deces la categoria de vârstă 30-39 de ani un deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 13 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 14 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. 45 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. Nu au au fost raportate decese anterioare intervalului de referință. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2033 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv distinct de cazurile nou confirmate. În urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 246 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3527. Dintre acestea, 426 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 101 sunt minori, 95 fiind internați în secții și 6 la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.195.354 de teste real-time PCR și 2.566.396 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 17.078 de teste real-time PCR, și 28.352 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 4,47%. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.574 au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 26 august 2 septembrie 2021, au fost Raportate 36 de milioane 802 cazuri în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.